NLP-ul, prin ce spune el, și gândiți-vă la felul în care se numește programare neuro-lingvistică. Asta înseamnă cuvintele pe care tu le pronunți, nu contează dacă le pronunți în comunicarea cu ceilalți sau dacă le pronunți, adică le gândești. Sunt niște cuvinte care s-au format în mintea ta, iar ele denaturează de multe ori informația sau ne programează din punct de vedere negativ sau limitativ. Și asta este cel mai mare pericol. Gândiți-vă că de multe ori ne-am spus nu sunt în stare de nimic, nu voi putea rezolva X lucru, nu o să depășesc niciodată anxietatea sau depresia asta, depresia nu se vindecă. Și avem o mulțime de exprimări de genul ăsta care sunt negative. Încă o dată zic, nu numai că sunt negative ca exprimare, dar sunt și limitative prin faptul că după o exprimare de genul acesta, automat te vei confrunta cu faptul că mintea, atunci când începe acțiunea respectivă, adică încep să intru în proces de vindecare de depresiei, automat, prin faptul că eu spun depresia nu se vindecă, eu am pierdut bătălia de la început pentru că m-am programat mental că depresia nu se vindecă.